Bună seara, dragi prieteni! O nouă întâlnire de aici, din studioul acesta din Bacău. O întâlnire, aș spune, extrem de dificil de realizat, pentru că interlocutorul nostru de astăzi, domnul Grigore Horoi, să-i spunem numele, o să vorbim după aceea și despre ce face dumnealui, probabil că mulți băcăuani îl știu, dar nu numai din Bacău, este greu de abordat, dat fiind munca complexă pe care o are. Aș pleca însă în discuția pe care o am alături de Cătălin Bejan cu domnul Horoi de la un fapt care a propulsat firma pe care o conduce domnul Horoi, aș spune, în prim planul economiei românești, agriculturii în acest caz, și nu numai în țară, dar și peste hotare. Începuturile despre ceea ce dorim să discutăm astăzi sunt chiar în anii 90, în anii aceia când s-au produs schimbări profunde în societatea românească, nu numai la nivelul, știu eu, macro, dar și la nivelul micro al fiecăruia dintre noi. La nivel macro, importantă schimbarea a fost aceea a reinvestirii, după aproape 70 de ani, într-o economie de piață, într-o economie dinamică, într-o economie stimulativă. Și ceea ce este remarcabil este că această firmă pe care o conduce domnul președinte Horoi astăzi a făcut un pas când nici nu exista legislație în domeniu, aceea a privatizării. A fost, domnule președinte, o șansă, pentru că foarte multe complexe din acestea care țin de agricultură au dispărut între timp. Agricola Bacău a rămas. Da, bună seara, zic și eu, dumneavoastră și telespectatorilor. Am bucuria să povestesc despre compania Agricola, companie pe care am fericirea să o managerez de o număr de ani. Da, are o istorie interesantă care a început imediat după anii 90. La acea vreme, majoritatea companiilor se aflau într-o mare suferință. A fost ideea predecesorilor mei, cărora le port un pios respect, să găsească o formulă care să conducă la realizarea unui proiect mai viabil pentru acele vremuri. Și eu am spus-o mai în glumă, mai în serios, că decizia a fost să adune 5 sărăcii, formând o sărăcie și mai mare. Da, deci companiile care au stat la baza constituirii Agricole au fost fabrica de furaje avicola Suin, Produc Arbacu și o parte din fostul trust IASE. Toate acestea erau într-o dificultate destul de... ca de altfel toate industria agrozootehnică de la acea vreme. Cum spuneam, predecesorii mei au avut, și mă refer la domnul Placentă, domnul Dragomir, pe amândoi Dumnezeu să-i odihnească, au avut o contribuție foarte importantă la această poveste. Au avut inspirația de a atrage într-un proiect pe unul dintre partenerii importanți ai firmelor de la acea vreme, vorba de firma Moxel din Germania. S-a constituit Agricola Internațional, care a preluat acele 5 companii pe care eu le-am menționat în locație de gestiune pe timp de 10 ani, Moxel asigurând cash-ul de care companiile aveau mare, mare nevoie la acea vreme, iar compania, an de an, compania Agricola, an de an a făcut investiții, astfel încât acele active pe care le-am moștenit de la predecesorii noștri, și acum mă refer la cei dinaintea generației care a inițiat proiectul, au rămas vii, am continuat să asigurăm locuri de muncă, m-am continuat să ducem povestea. Moxel a mai avut o contribuție, nu numai financiară, aș spune, de deschidere către ceea ce însemna economie de piață, că deschidere către orientare economică. Vă spun da, mai departe, da. Sigur că da. Practic, prin acest proiect s-a realizat
Principalul beneficiu, în afară de sprijinul financiar, principalul beneficiu a fost acela că la 5 exploatații de dimensiune importante, cu un prestigiu important în agroindustrie românească și înainte de 89, dar și după, a căpătat posibilitatea exercitării unui management privat. Deci asta a fost marele câștig. Plus că o parte din know-how pe care echipa de conducere de la acea vreme de la Moxel l-a transferat ușor și către echipele de management din grupul Agricola. Probabil suntem prima companie din agribusiness românesc care am făcut auditarea anuală a contului conform standardelor internaționale de contabilitate. Prin anii 2000, când vorbeam cu colegi din industrie, nici n-au auzit să râd ce e asta. Am avut proiecte de consultanță. Eu am fost unul dintre marii beneficiari acelor proiecte, pentru că prin poziția pe care o aveam la acea vreme în Agricola, mă ocupam în special de partea financiară, eram conexiune dintre managementul agricol și companiile de consultanță care veneau să ofere, să propună soluții pentru mersul mai departe al poveștii agricola. Eu stând pe lângă unii și alții, am furat meserie și am devenit unul dintre deștepții industriei, evident, colegul Bătăia. Nu. Bătăia, mi-a oferit ocazia de a interveni, pentru că domnul Cornel a început cu poveste. E vorba de poveste de succes de la Agricola. Succes fie și în sensul că... Pe picioare proprii, domnule. Nu, în sensul că Bacău are tot felul de privatizări, tot felul de minuni, tot felul de istorii, mai mult sau mai puțin roz. Două sunt aproape fără, hai să spunem, suspiciuni grave. Așa pot să mai vorbesc cu unul sau altul, dar fără dosare, fără minuni. Agricola și Aerostar. Și nu întâmplător, pentru că domnul președinte a lucrat la amândouă, da. A plecat de la Aerostar. Cred că într-o discuție particulară vă spunem că am avut șansa să lucrez aproape 13 ani, tot cu armată, la Aerostar. E o școală de format caracter. Eu am venit deja format la Agricola. Așa că nu mi-a fost deloc. Am avut plăcerea să l-am invitat în pe cel cără ei se cam datorează privatizarea Aerostarului. Da, nu. Tot Grigore, tot un Grigore. Da. Grigore Filip. Și domnul Grigore Filip și... Doro Damaschin. Nu, domnul Doro Damaschin, cel de la București. Da, Tolcea. Tolcea. Mihai Tolcea. Din acolo, cel mai mult și mai mult din toată povestea care au spus-o a fost că atunci când au bătut palma pentru preluarea Aerostarului, prima condiție a fost să nu se vândă nimic imobiliar. Și de aia se pare că Aerostarul stă în picioare. La dumneavoastră s-a întâmplat tot așa? Da, nu, eu cred că a fost, în primul rând, cred că și cu alte ocazii am adus un elogiu echipelor de management pe care da, gata. A fost super dotat. Așa. Am avut echipe de management și mă refer la companiile da. Care s-au implicat în povestea agricola. Și, deci, practic, a fost ambiția directorilor care au condus acele unități care s-au integrat ulterior în povestea agricolă, după care, împreună cu domnul Antochi, a trebuit să am fost condamnați în ghilimele să ducem povestea mai departe. Și asta a făcut ca în 2016, când am inaugurat o extindere, practic o dublare a fabricii de salamuri cu uscate, unul dintre colegii mei să spună: imaginați-vă unde ar fi România dacă lucrurile s-ar fi întâmplat ca la Agricola. Bun. Și acum vreau eu să fac, de fapt, intervenția. În zona asta de poveste am înțeles unde e. Unde este Agricola acum, dar nu în piața economică, în zona de decizie. La adică, care decizie? La modul... Câtă influență are o companie ca Agricola în, nu știu, scrierea unor texte de ordonanțe, de legi? Vă întreabă cineva, împrumută un modelul, la modul ăsta vreau să discutăm. Deci,
Imediat după anul 90, evident că au început foarte multe transformări în domeniul legislativ, în principii de conducere, în modul de organizare resurselor și așa mai departe. Agricola, în special prin persoana mea, fără să am în fișa postului vreo mandat, făceam foarte des drumuri la București ca să mă asigur că industria va beneficia de o legislație corectă care să permită, să oferă o șansă pentru mersul mai departe. Mergeam atât de des la Ministerul de Finanțe încât eram cunoscut acolo mai bine decât salariații care veneau singur zilnic la servici. Ei, ulterior au început, de fapt s-a și legiferat, era un proces dificil ca fiecare autoritate prin personalul care temporar ocupa o anumită funcție stă de vorbă cu toți operatorii din industrie și au apărut asociațiile și mergem prin intermediul asociațiilor și ne exprimăm punctul de vedere atunci când avem ce exprima. Exact. Și de regulă, mă rog, dacă imperativele de ordin politic nu sunt mai puternice decât argumentele noastre, mai și câștigăm uneori. Deci a avut influență cuvântul dumneavoastră în elaborarea legislației care se... Vă spun, da, tot ce am spus până acum sună laudă, eu zic că n-am spus decât adevărul. Într-o ocazie, la Ministerul de Finanțe, vă spuneam că mergeam frecvent. Modifica legea contabilității, legea mijloacelor fixe, legea cu taxele indirecte și așa mai departe. Și nu mai spun că era în acea perioadă o subvenție pe care statul o dădea pentru fiecare kilogram de produs vândut. Ok, dar condiția era ca beneficiarul, compania care beneficia de acea subvenție, să mențină prețul sub o anumită limită. Cum s-a stabilit când s-a decis nivelul acelei subvenții. Vă dau un exemplu. În 96, în aprilie, împreună cu Ministerul Agriculturii s-au făcut niște calcule, nu erau instrumente din astea, cu creionul chimic, s-a stabilit că virgulă costul unui kilogram de carne de pui, dar nu numai pui, primea și porcul și alte produse, costă, nu știu, 6 lei, da? Îmi spune, duci produsul la raft sau îl facturezi la comerciant cu 4 lei, diferența de 2 lei ți-o dau eu, cam de dimensiune asta, era aproape 27% din. Numai că economia se liberalizase, costurile erau libere și prețul trebuia să-l ții la nivelul ăla de 6 lei, de 4 lei practic, 6 minus 2. Astfel încât am ajuns prin octombrie ca costul real al produsului să fie 12 lei, dar noi să-l vindem cu 6 lei. Și cei care erați mai aproape de vârsta mea și vă uitați atunci la televizor, ați avut marea fericire să vedeți porci care trăgeau de fiare, erau în stare să mănânce orice de foame. Da. E bine că ați adus în atenție și momentul ăsta, pentru că lumea a uitat. Da, a fost o greșeală politică. Așa. Din dorința de a proteja consumatorul, am distrus practic industria porcului din România, care n-a mai fost refăcută. Și parte din industria avicolă, nu? Și parte din industria avicolă. Noi am supraviețuit pentru că eram încăpățânați. Ce înseamnă? Hai să traducem cuvântul ăsta. Încăpățânați, domnule președinte. Da, mi-am propus și efectiv, nu mă refer neapărat la mine, Agricola a avut o echipă de oameni care au fost foarte dedicați obiectivelor, foarte încrâncenați în realizarea obiectivelor care și le-au propus. Și la început, principalul obiectiv era ăla de supraviețuire. Cu ce ne facem rost de resurse ca să dăm de mâncare mâine? Noi astăzi avem în ferme, colegii mei trebuie să ocupe să primească furaje, apă, energie, 4 milioane de păsări. Unii dintre telespectatorii dumneavoastră și alți consumatori, uneori și comentatori cu studii superioare spun că puii fabricați în sistem industrial au
hormoni sunt antibiotice și așa mai departe. Apropo de hormoni, am citit undeva că subiectul este pus în discuție numai în România. Și cineva din Statele Unite la o întrebare, e adevărat că puii conțin hormoni? Și zice nu. Și două motive sunt. Trei motive. Unu, pentru că este ilegal. Da? Doi, că este prea scump. Trei, pentru că este imposibil de administrat. Hormonii care medicii spun că sunt proteine, ca să fie eficient, ar trebui să le injectezi. Nu vreți să veniți să-mi injectați 4 milioane de pui în fiecare zi? Deci nu sunt hormoni, nu? Evident că nu sunt. Așa, bun. Sunt hormoni, aia natural care generează da, organismul. Bun, sigur, avem sigur, sigur, da, da, da. Dar mai există, dacă tot am ajuns la povestea asta, spuneți-mi, ce cu greutatea asta, cu îngrășarea pe bază de apă, ca să zic așa? Așa, asta este un mit, o poveste. Nu este adevărat. Adică injectare de apă. Injectare de apă nu există la carnea proaspătă refrigerată, la carnea care o cumperi neprocesată, la ceea care face obiectul unei materii da. Prime pentru o industrie procesatoare, da, așa e tehnologia. Și, nu? Din păcate, tot ce se întâmplă într-o fabrică sau într-o fermă de creștere a păsărilor nu este inventată în România, și spun din păcate. Și nici echipamentele și tehnologia nu este românească. Da, mă rog, când să e nați scandaluri din astea, nu ar trebui, spun eu, în opinia mea, dacă am fi suficient de echilibrați ca să nu folosesc alte epitete, ar trebui să lăsăm pe alții să vorbească. Suntem cumva săraci și pudui. Da? Discuția noastră pare puțin dezânată pentru că ați deschis foarte multe ferestre. Să ne uităm pe fiecare fereastră. Ați vorbit de resursa umană. Ați vorbit dar tangențial. Cât joacă? Și după aia ați vorbit de tehnologie. Deci, haideți să ne luăm pe rând. Cât joacă resursa umană în tot această șansă, până la urmă, eu din afară văd că resursa umană constituie o șansă. Da. Pentru a menține la potențial mare agricola. Existența agricolă este o șansă pentru comunitate? Da, sigur că este. Este și o șansă pentru comunitate, este un pic și invers. Știți cât este contribuția unui operator din industria noastră la bugetul mare și mic, la bugetele consolidate? A nostru ce vorbiți? De... Aproximativ 10% din cifra de afaceri, da? A firmei, da? A companiei. Deci agricola, grupul agricola cotizează la bugetele statului suma cuprinsă între 12 și 14 milioane de euro pe fiecare an. Ce se întâmplă cu banii aia nu e treaba noastră. E. Noi trebuie să ne facem datoria să-i livrăm. E. 14 milioane de euro. De aici eu reiau obsesia mea cu... Da, da. Știu că Mihai Răzvan Ungureanu la un moment dat, când era premier, a încercat să încropească un consiliu consultativ, nu mai știu cum se chema, dacă țineți minte. Dar cred că ați și făcut parte din el. Aceste organisme au, oricum s-ar numi ele, au vreo finalitate? Îmi duc sau ideea importanță? Mai departe, au. Au și nu au. Pentru că, de asta zic, un contributor de asta cu 14 milioane de euro, ar trebui să vă întrebe primarul din Bacău în fiecare dimineață, nu știu, să vă trimită croissant-ul, că 14 milioane de euro. Care deci, sub o formă sau alta îi vedem în asfaltări, în Radu lumină. Spunea în primii ani de democrație post-revoluționară că dacă vrei să omori chestiune, mai faci o comisiune. Da, așa. Am răspuns? Da. Deci nu. Dar nu e chiar așa. Am fost la un eveniment săptămâna trecută în care se vorbea despre evoluția României, care a crescut PIB-ul de la 50 de milioane la începutul anilor 90 și a ajuns la vreo 300 și zic, opa, bucăm așa miliarde. Și cu agricola. Da. Miliarde, da. Da.
Noi făceam vreo 40 de milioane în 92-95 de dolari și am ajuns spre 300. Cifră de afaceri, vorbiți. Cifră de afaceri, da. Apropo de comitete, comisii, la sugestia unui consultant cu nume de cu greutate, Guvernul României a inițiat la începutul anului, a constituit un așa zis Consiliu Economic Consultativ, din care am avut onoarea să fac parte. Și tema acelui Consiliu, acelui comitet, era de a identifica soluții care să facă ca balanța comercială să se echilibreze. Adică să importăm. E una din temele pe care mi le-am propus. Ok, spre surprinderea mea plăcută, din acest motiv că nu e chiar adevărat ce a spus domnul Radu, adică nu întotdeauna se verifică ce a spus domnul Radu Câmpeanu, e aceea că, nici nu mai știu când, acum vreo două luni, trei luni, a apărut o lege care pune la bătaie 600 de milioane de investit în companii procesatoare care să facă materia primă să plece afară după ce este procesată. E un demers care e salutat. Da. Plus produsul care ți-e. E, și acum vin eu și vă întreb, pentru că e un domeniu în care legenda asta, cum că statele din jur, gen Polonia, Ungaria, își subvenționează masiv industria agricolă ca să exporte și că de asta am avea noi piața invadată, nu știu, de mere, de lapte, de alte produse din și de statele... pasăre, de pasăre. Cât e de adevărat, cât nu e, cât e legendă? Domnule Bejan, cine știe? Dovada. Da, dar nu spunea cineva, dovada. Dovada, da. Chestiunea este că Polonia, într-adevăr, creează, producătorii polonești creează mari, mari dificultăți. Producătorul din întreaga Uniune Europeană. Noi primim, suntem obligați pe de o parte să furnizăm date la organizația, exact, le consolidează și ne trimit înapoi rezultatele. De când mă uit eu pe ele și mă uit de multă vreme, invariabil polonezii vând la cel mai mic preț. Evident că ne-am pus întrebarea, din acest motiv nu mai știu când, cred că prin 2014-16, am fost în Polonia împreună cu o echipă de mea ca să înțelegem lucrurile. Culmea este că ca să fabrice pui folosesc aceleași resurse, cam la aceleași prețuri. Deosebirea este că ei n-au trecut printr-un comunism atât de sever și au fermele moștenite de când lumea și au investit în dezvoltarea lor, pe când majoritatea celor de ale noastre, după povestea care vă povesteam cu porci, care v-a spus, cu porci care trăgeau, le era foame, da? Au început să reconstruiască, la pui s-a putut face, la porc e ciclu mai mic, la pui banii se întorc mai repede, carne de pui este mai ieftină și mai sănătoasă, spun unii, deși gurmazilor le place cea de porc și așa mai departe. Deci, nu prea am înțeles, la nivel de costuri, ar avea costurile de finanțare mai mici pentru că investițiile de care au nevoie sunt mai mici. Sigur că da, pentru că și aici... Ascultați. Da, vă ascult. Legenda spune că Uniunea Europeană interzice subvenționare directă pentru că... Da, deranjează piața. Corect. O distorsionează. Distorsionează piața. Dar în literatura noastră am depistat acum vreo 3-4 ani o declarație a Ministrului Agriculturii din Polonia care se lăuda că sprijinul acordat agriculturii, apropo polonezii au devenit cei mai mari producători și gradul de acoperire autoconsumului e 200%, deci practic exportă. Da. Au sporit ajutorul de la nu știu câte zeci de miliarde de zloți. M-am apucat cu Tatiana, cu colega mea
Tatiana Cîmpăiașu, care s-a pensionat. Vicepreședintele. Da. Și am transformat în euro suma aia, am raportat-o la producție care o realizează tot de prin date statistice și am constatat că ei au un ajutor de stat pe cap de pe kilogram de carne în procent de aproximativ 17%, dacă mi amintesc bine, ori la noi era 0,4% cred, sau ceva 1%, nu mai știu. Domnule președinte, știu... În orice caz, diferența dintre 17 și, hai să zicem, 3, 1, e la ori industria noastră este o industrie de comodite. Dacă nu ai volume mari, n-ai ce căuta. Aici, zicala grău or gău, se verifică foarte bine. Domnule președinte, știu că o să spun eu, nu spuneți dumneavoastră, mai văzând și ce se mai întâmplă pe la Bruxelles sau Strasburg, faptul că Polonia întotdeauna a știut să ceară, poate e dur cuvântul ăsta, să ceară ceva, dar ăsta este. Întotdeauna a negociat la sânge ceea ce trebuia atunci când Uniunea Europeană cerea ceva. De exemplu, confirm, vă dau eu un exemplu. Da, vă rog, spuneți și mă bag peste dumneavoastră că se bătrân. E foarte bun. Și uite, spuneți și... Zicea cineva. În 2012, înainte de 2012, au decis cei de la Uniunea Europeană că începând cu anul 2012, găinile ouătoare nu vor putea fi crescute decât în cuște îmbunătățite. Ce înseamnă? Că, virgulă, cuștele alea oferă mai mult spațiu, un loc unde găinile să se comporte ca în mediul natural, să-și taie unghiile, un loc care oferă mai multă intimitate pentru ouat și așa mai departe. Și găinile vor fi mai fericite. Noi a trebuit să le schimbăm. Nu știu dacă... Da, știu că ați produs... Nu știu dacă găinile au fost mai fericite, da. Dar noi am produs ouă mai scumpe, pentru că echipamentele alea nu sunt... Au costat și a trebuit să... Evident, și am dat, în opinia mea, n-am știut că ca fost... și în multe alte domenii, tot ce vine nou arată mai bine, dar nu e la fel de calitativ ca cel vechi pe care l-am locuit. Polonezii s-au opus cu vehemență. A spus, nu, noi nu vom scoate cuștele astea din funcțiune până când nu se epuizează durata normată de funcționare. Bun, dar comercianții nu vă vor cumpăra ouăle, niciun fel de probleme le vom procesa. Dar cine bunică știe dacă le procesez sau nu? Da. Vin la România, pentru că la noi e mai ușor de... Și că industria trecea și pentru un moment dificil. Trimite la noi. Ce? Da. Da, domnul președinte, dar acum să-mi continui ideea. Deci când, în momentul când am intrat... Ok, și acum ca să fim corecți, probabil că sunt pe ansamblu... Cum? Nu. Nu, nu. Pe ansamblu, cred că polonezii sunt mai performanți ca noi, chiar dacă dăm deoparte acele subvenții. Au... Da, și știți de ce? Asta vreau să spun, că ei au negociat, guvernul lor, să zicem, intrarea în Uniunea Europeană. În momentul în care au intrat în Uniunea Europeană, au zis, da, noi intrăm în Uniunea Europeană cu 4 miliarde să ne virează Uniunea Europeană, pentru că noi avem mari probleme cu producția de cartofi, producția de mere, cu producția avicolă. Asta vreau să vă spun. Și din acei bani pe care Uniunea Europeană i-a dat, au putut fi susținute, sub părerea mea, au putut fi susținute indirect sau asemenea tipuri de invenții. Deci, inclusiv noi avem contacte cu firme din industria noastră. Nu, eu vreau să... toată lumea. În urmă o secundă. Da. Care legătură cu întrebare și abia completez. Vă rog, vă rog. Reprezentanții unei firme mari din Franța spuneau, dar fără să o poată dovedi, că văd în vedere legislația europeană care interzice subvenția directă. Exact. Da. Trebuie să notifici. Da. Și îți dă avizul doar dacă nu distorsionezi piața. Ori se spune că polonezii dau la cnezatele lor, sau cum se cheamă asta, gen Consiliul Județean. Așa, da. Și prin voivodate distribuie. Da, prin voivodate, așa e. Voivodate. Da, voivodate, da. Au o politică în sensul ăsta. Nu, politică. Dumneavoastră vorbeați la un moment dat despre echilibrarea balanței comerciale și de decizia care s-a luat la guvern, dar n-ați mai dus-o la
Ce? Proiectul, programul este în derulare, e în faza în care se, deci companiile se poate... pregătesc proiecte. Și e concurs de proiecte. Cine se califică. A, da. Da. Pentru că una din întrebările pregătite este, România are o politică a exportului? Astăzi. Da, este. Că dacă ei... care pe barba lui. Păi înseamnă că nu avem o politică națională. E vorba de... Deci nu știu dacă poate. Au, deci nu știu, Ministerul Dezvoltării sau Ministerul Economiei sunt niște programe de susținere a prezenței companiilor la târguri. Îți asigură transportul mărfii, decontează o parte din închirierea unor standuri, dar nu de n-ați te duci cu standuri ca la voie în studio, cu alea clasice. Da. Prezența adicula... unui lucrător acolo, deci sunt ceva sume, dar sunt mici, nu? Agricultura, avicultura a făcut, agricola, a făcut un, o translație extrem de interesantă și probabil că uneori și dureroasă. Aceea de a exporta, să zicem, către Orient, către așa, în special direcția asta este, către Uniunea Europeană, pentru că așa sunt indicații. Cum ați trecut? Cum ați depășit acest? Da, noi am avut șansa cei de la Vicola. Încă de pe vremea domnului Plăcintă, unitatea este agreată pentru exportul în Uniunea Europeană. În țările europene, da. Deci o viziune, a fost o viziune pentru a intra în... Ne-am păstrat acest agreaj până la aderare, când înainte de aderare au început să mă primească agreaj alte companii. Acum sunt multe companii din România care lucrează la standardul agricolei. E o competiție extrem de... Nu suntem singuri pe... Standardul agricol asigură un export? Cum? Standardele de la agricol asigură un export bun pentru dumneavoastră? Știu că în Anglia, în primul rând, faceți. Da. Îi exportă la alte companii? Ce? Da, nu. Unde dați? E convenabil. A, evident. Păi, na, din cifra de afaceri, la carnea de pasăre, 18% merge la export și e în special piept, dar și pulpă dezosată. Pieptul e definiția carne de pasăre în Occident. La semi-preparate, redimil. Aici aveam 30, depășim 30%. La partea de mezeluri, unde produsul finit are mai multe legături cu gustul, îi exportăm în special acolo unde sunt comunitățile de români și facem eforturi să ne extindem și în alte piețe. Ați auzit probabil știrea că suntem pe cale să obținem agreajul pentru export salam de Sibiu în Statele Unite. Ar cum a început povestea, în 2016 eram în vacanță și mă sună un prieten, fost consultant, și-o zice, domnule, am pe cineva care este distribuitor foarte puternic pe zona Statele Unite, vrea salam de Sibiu. Niciun fel de problemă, zic. Noi tocmai am extins fabrica. Și vorbesc cu echipa Angelica Ișmel, directoarea noastră de la Salbac, și am început să lucrăm. Și lucrăm de atunci. Un proces care nu e finalizat încă. Adică e un demers foarte... Așa complicat este exportul în state? Da, da, da. Da, și băi, cu chestiva mare. De la autoritatea sanitară determinată sunt cerințe care nu se suprapun peste cerințele... Domnule președinte, trebuie să vorbim și totuși așa și de... Da, lucrul durează atât de mult pentru că au lucrat niște funcționari, de noi în spatele lor, dar funcționari de acolo cu funcționari de la noi și... Da, dar toată lauda pentru felul cum s-au implicat cei de și, și pentru felul cum ați implicat ca să ajungeți... Au fost voci că au spus, bă, lasă de asta, că nu o să obțin niciodată. Dar v-am spus mai devreme că noi suntem încăpățânați. Așa ați fost încăpățânați să obțineți și atestarea europeană a salamului de Sibiu. De fapt, agricola a fost cea mai important care s-au poziționat pentru obținerea acestui certificat. Noi am dat resursa de bază. Da, Carmen Gavrilescu, atunci medicul veterinar Carmen Gavrilescu, era directorul nostru de marketing. În acea perioadă am fost sesizat că sunt tot felul de fake-uri nereușite ale salamului de Sibiu și am zis, Carmen, ce facem?
care e măsura de protecție. S-a consultat cu cine a trebuit și a început acest demers. O tipă foarte tenace. De aceea așa am adus în discuții că nu stați... Și a finalizat. Nu stați doar la baza comerțului, ci agricolă. În agricolă se întâmplă un lucru esențial și pe care aș vrea să-l scot în elev. Că nu se stă doar la baza ceea ce oferă piața, ci întotdeauna se încearcă ceva mai mult și din punct de vedere al tehnologiei. Și domnule președinte, ați început să spuneți cu acele hale închise, ați trecut la ceea ce vrea europeanul. Creșterea păsărilor în regim deschis, care mi se pare că ați creat o anumită atmosferă bună imaginii agricole. Cine merge acolo la unde aveți dumneavoastră fermele, zice că e parc. Sincer, deci domnul imaginea Cătălin, pe care o oferă... Domnul Cătălin cred că n-a fost acolo. N-a fost acolo, el nu știe. Deci imaginea este de parc, cu straturi de flori, cu copaci, cu alei, cu... Deci asta e imaginea pe care, ca și cum te-ai plimbat cu bicicleta printre acele... Multă lume nu știe de treaba asta. Acolo, în zona aceea, creăm, fabricăm în ghilimele așa, puiul fericit și cocoșelul de pădure. Da. Ați văzut ce cazuri. Deci a trecut la tehnologia să pască, cum să zice... Da, e... Acum mulți ani a venit la mine în vizită un domn care a fost director pe la Avicola Iași, cred. Avicola Iași, după cum știți, nu prea mai exista și omul și-a găsit un job pe la o firmă de brokeraj din Cluj. Da. Și m-a vizitat din când în când să mă lămurească. Agricola e foarte pregătită să se listeze, să se... Ei, și în una dintre vizite mi-a zis, domnule, de ce nu faceți niște... Există obiceiuri la noi, nu mă știu dacă și în altă parte, dar la noi există, mai ales că mulți dintre lucrătorii din industrie de la oraș ajung la pensie și s-au retras la țară, la casa părintească, au renovat-o și așa mai departe. Și în amintirea copilăriei lor cumpără câțiva puișori și îi hrănesc și le schimbă culoarea și gustul și așa mai departe. Și zic, de ce nu angajez niște mici fermieri din ăsta și să-ți completez portofoliul cu... Mi s-a părut o idee foarte bună. L-am chemat la mine pe Florina Polțan, directorul de Avicola de atunci. Și Florina, mi se pare super idee, dar până găsim noi fermierii aia, e un proces la care lucrăm. Chiar am elaborat un proiect în care să încurajez oamenii să meargă în direcția asta. Zic, hai să creăm noi produsul. Și de uite că m-am încins la povești. Și am realizat produsul. Puiul crește undeva la 60 de zile. Era gata pregătit pentru lansare în piață. I-am găsit ambalajul, i-a pus eticheta. Carmen, care era director de marketing împreună cu cineva de la vânzări, s-a dus vorbească la conturile mari de magazine, mari retailer, să prezinte produsul. Și a avut succes. La unul dintre retaileri, baierul îi spune, bă, super produsul. Și denumirea este ok pentru mine comerciant, dar pentru consumator nu primește, nu livrează nicio emoție. Și le-a spus o poveste. Zice, uite, în weekend împreună cu nepoții mei am fost la țară, nu știu unde, și sunt toți vacile de la păscut și una din nepoții le-a spus că vrea și eu o cană de lapte, că bunica mulgea vaca. Vrea și eu o cană de lapte de la vaca fericită. Și atunci mă sună Carmen, aveți curaj să... Da, Carmen, încercăm. Am fost criticat de unul, mai ales de colegi de presă, de la voi, că fericit, moș fericit. A trăit fericit. E un demers de marketing, a avut succes și... Bun. L-am diferențiat față de altele. Mai avem fix 5 minute din emisiune. Vă leu și am două întrebări care trebuie să le pun. Da, puneți-le dumneavoastră și le punem repede. Da, fără... Hai să începem cu una care, nu știu, chiar sunt curios, cred că e premieră ce vă întreb acum. Predecesorii noastre la conducerea holdingului au avut legături extrem de puternice în zona politică. Domnul Plăcintă a fost și consilier, mă rog, a mai avut câteva încercări. Domnul Antuhi a fost deputat. Grigore Horoi?
Eu am încercat să păstrez echidistanța, să nu mă apropii foarte mult nici de unii, nici de alții. Îi respect pe dar cei care sunt. Dar vorba între noi, să știți că ei au rămas echidistanți și acolo unde au fost. Da, ok, astea sunt. Și apoi eu mi-am propus încă de înainte să am această mare responsabilitate că voi critica mai puțin și voi încerca să-mi folosesc resursele mele și ale echipei să mă descurc cel mai bine cu resursele date. Se poate? A doua întrebare, domnul Cătălin, că și eu, nu? Domnul președinte, am vorbit lucruri frumoase. Dați-mi voi să pun și eu două întrebări, aș spune chiar nedumerire într-un fel. Una dintre ele, Agricola era unul din mari producători de carne de curcan, care este atât de căutată. Avea chiar selecție. Unde căutată? Nu știu, în lume. Eu, nu? Da. Da, continuați. Există legenda cu curcanul de Bacău. Da, și nu era legenda. Dar eu am văzut curcanul de Bacău la, și era acolo un centru de selecție. Și de ce s-a întâmplat? Sau de ce? Nu mai rentabil? Deci asta cu curcanul de Bacău a fost unul dintre primele demersuri de marketing. Da, la o emisiune. Da, nu mai știu la care emisiune, la cea de la ora 5 sau la nu mai știu care, la sugestia, cred că era programul de televiziune, la sugestia realizatorilor, echipei de realizare emisiune, ne-a rugat să sponsorizăm un premiu și s-a dus un coleg de nostru cu dită mai animalul și de atunci a rămas curcanul de Bacău. Dar centrul de selecție a existat. Foarte de impact, da. Nu mai știu exact, cred că la începutul anilor 80 sau puțin mai înainte, într-adevăr, România a decis să creeze un centru de selecție, Centrul Național de Selecție Curci, și asta a fost făcut la Bacău. Important, va mai fi vreodată? Nu se știe. Nu se știe. Chestiunea este că produsul realizat în fermele de curcani mergea în mare parte la export. Și principalul produs de export este pieptul. Pieptul, v-am spus adineva, da. Definiția carne de pasăre e pieptul. Și pentru... Ori între timp, pe piața mondială, s-au mai prins și alții că asta este. Carne de curcă. Da. Și-au venit în special tailandezi și brazilieni. Eu am fost și într-un loc și în altul. Deci dacă ești în clasa de mijloc în România, vezi tot, te muți acolo și te faci buier. Așa era când am fost eu. Probabil nu mai este. Adică erau costurile pentru realizarea carnei pentru export erau cu mult mai mici. Și atunci producătorii din Europa au decis mai mult decât atât. În România, tot ce se făcea selecție la noi, distribuia ca material biologic pentru alte avicole din țară, care alte avicole, nu mai există. În regimul ăla de atunci, au decis că nu mai cresc curcă, virgulă, pierd bani. Asta e, da. Au cam falimentat și atunci a trebuit să luăm decizia care o impune capitalismul. Am fost odată, vă mai zic o poveste și gata. Am fost în Turcia, într-un sejur, era am niște prieteni de la Brașov, care, ca să-și umple timpul, și-au deschis o agenție. Își umple timpul pentru că ei au profesat și realizat venitori în altă industrie. Dar să cam pensionaseră sau, mă rog, lichidaseră cu lucruri la multinațională și ca să... Dar, în fine, ne-a adus la un hotel nou, nu mai știu dacă în Antalya sau în altă parte. Și alături era unul care mi se părea la fel de nou, numai că a început să crească buruieni. Și îl întreb pe taximetric, ce s-a întâmplat cu asta? Zici, capitalism, caput. Caput. Domnul președinte, apropo de asta, cred că trebuie obligatoriu, aș spune, în cheia discuției, ce viitor are Agricola și dacă există investiții pentru viitor, că pentru ăsta mai sunt bani sau numai de supraviețuire. Se extrapolă la toată industria, la toată agricultura română. Sigur, da. Deci, ce viitor are? Nu știu cât de potrivită este întrebarea, dar
O să folosesc același răspuns care l-am dat acum câteva zile, pentru că factorii interesați, acționari, parteneri, finanțatori, salariați au încredere, sunt condamnat să fiu optimist. Absolut. Investiții? Investim noi? În fiecare an. Anul ăsta probabil că avem un buget pentru agricola de 6 milioane. Spuneam tot într-o conferință. Adică creșterea păsărilor. Într-o conferință, că la nivelul grupului, atunci când nu investim, investim 8 milioane. Investițiile de 8 milioane sunt unele de înlocuire, de înlocuire pentru că sunt bătrâne, altele trebuie să înlocuiești pentru că cele noi produc mai multă performanță, mai economice. Spuneam că produceam 50 de milioane de dolari prin anii 90 cu aproape 5.000 de oameni. Acum producem 280 de milioane de euro cu vreo 3.000 de oameni, 2.700 de oameni. De la 5.000, aproape 5.000. Comparat cu spitalul Județean? Nu știu cât. Bine, e cel mai mare angajator sau deja se pe cel. Da. Da, deci investim și, da, știți că am investit în abatorul de păsări. Da, așa. Din păcate, în opinia noastră, care este evident subiectivă, ne se pun bețe în roate absolut nejustificat. În ce s-a întâmplat? Agricola tot crescut. Cifra aia nu se face. Se așează o roie la masă și scrie cifre. Trebuie să produci. Și am crescut până când facilitățile care le am la dispoziție se dovedesc a fi suficiente. Și atunci trebuie să mai completez, da? Noi aveam un abator care făcea 8.000 de capete pe oră și omoram oameni. Adică îi țineam 10 ore, 6 zile pe săptămână. Și bă, trebuie să facem ceva ca să... Și am pus echipa să studieze, am găsit echipamente care fac 13.500 de capete pe oră. Putem lucra 5 zile pe săptămână, putem lucra 8 ore, dar putem lucra și 10 ore dacă piața ne cere. Mă rog, și s-au implementat aceste proiecte, nu l-am finalizat după ce am investit 20 de milioane de euro la plângerile nesusținute ale unor persoane care, în opinia mea, și-au făcut, în loc să meargă la serviciu, să semneze conde ca freacă ușile tribunalului, eu sigur dat am fost acolo. Și bat în nes, sper să închid ochii fără să mai calc pe acolo. Domnule președinte, mai rămâne o întrebare pe care oamenii și-o pun. De ce am dispărut magazinele aia? De plăcere. Da, deci noi am avut o rețetă de magazine. Vă spun, eu vă pot spune multe povești. Ei, în 2010 eram într-o situație foarte dificilă și atunci eram cu spatele la zid. Am decis să crește, vă spuneam adeneori, lucrăm într-o industrie de comodite. Ori crești, ori pleci. Pa! Și atunci am decis să creștem de la 1.600-1.800 de tone pe lună la 3.000 de tone pe lună. Colegii mei... Vândute. Eram doar eu și cu colega care am lucrat la proiect care credeam în el. Ceilalți erau rezervați. Dar timpul le demonstră că asta e calea. Și am spus, bun, creșterea asta, hai să zicem, noi găsim soluții. Unde o vindem? Și am decis să creștem rețeaua de magazine. Și am crescut-o până când am constatat că ne costă prea mult. Când am auzit, când am văzut că, deși am creșterea aia, am făcut-o cu suport extern, cu consultanți, cu designeri, cu făcută ca la carte. Băi, nu poți să te intri în competiție cu comerțul ăsta de proximitate, cu chioșcurile care nu respectă nicio regulă și în același timp nu poți intra în competiție cu marile lanțuri de magazine care au venit în zona de proximitate și au mai multe resurse, au mai multă știință și așa mai departe. Fac doar asta și noi pierdeam prea mulți bani și am zis că e mai bine pentru noi și pentru Bacăvani. Da. Domnul Cătălin, eu am început, terminați. Ca să-l citesc pe Dorin, avem o grămadă de subiecte neacoperite. În primul rând,
cel cu resursa umană. Da, și cu tehnologie. Foarte multe. Eu vă adresez o invitație și chiar aș vrea un răspuns ferm. Puteți să-mi dați și după emisiune. Pentru încă o emisiune stabilim de comun acord când. Pentru că... Sunt lucruri care trebuie știut. Eu am mers la pensie. Vă trimit tine. Nu vreau. Nu, sunt lucruri care trebuie să știu, adică fără discuție. Da, eu mai am cel puțin trei teme, dar asta e. Doamnelor și domnilor, punem punct aceste ediții, pentru că timpul este nemilos, ne vom revedea miercurea viitoare la, aș putea spune, de acum orele Bacăului, că după cum v-am obișnuit și de la 5 la 6, și de la 6 la 7, ori domnul Cornel Cecoaru, ori colega mea. Actualitatea. Vă aduc noutăți, vă aduc știri, vă aduc povești până la urmă despre ce se întâmplă în Bacău. Și dacă e să citez dintr-o întâlnire pe care ați avut-o, ați făcut și noastră referire la ea, 25% din PIB-ul României este realizat de antreprenori din Bacău și... Care au legătură, care au legătură... E, 25% nu e puțin, așa că stați pe aproape, miercurea venim de la Bacău cu știri bune, cu informații bune, o seară bună în continuare, la revedere!